Daniela Crudu este îndrăgostită lulea de noul ei iubit, un milionar care o plimbă din vacanță în vacanță. Ei, și cum altfel să ții o femeie precum Cruduța lângă tine? Spunem asta pentru că după vacanța romantică din Brazilia, cei doi au zburat către o nouă destinație de vis, Ibița, Spania. Ah, și că tot vorbeam de zbor, ținem să vă spunem că prețul biletelor de avion l-au costat pe milionar 500 de euro. Și pentru că sunt doi oameni care se respectă, Daniela Crudu și bogătașul ei s-au cazat, bineînțeles, la un hotel de lux care l-a costat pe bărbat 1000 de euro pentru 3 nopți. Daniela Crudu știe să trăiască doar pe picior mare. Astfel, după ce au petrecut câteva zile de vis în Spania, unde au petrecut și s-au relaxat la malul mării, bruneta și iubitul ei au plecat într-o altă destinație. Mai exact, în Italia, la Florența. Și dacă în Ibița s-au distrat și au mers la petreceri, în Florența, cei doi porumbei au preferat să stea numai ei doi. Daniela și misteriosul bărbat s-au plimbat pe străzile Florenței, au vizitat atracții turistice și au mâncat o înghețată de la mama ei. Nici aici costurile nu au fost mai mici, spunem asta pentru că prețul biletelor de avion a fost 250 de euro, iar hotelul unde s-au cazat cei doi porumbei l-a costat pe iubitul Cruduței 1000 de euro pentru 3 nopți. Dar ce mai contează banii când ai așa peisaje, așa atracții și, cel mai important, așa femeie precum Cruduța lângă tine? Daniela Crudu este îndrăgostită lulea de noul ei iubit, un milionar care o plimbă din vacanță în vacanță. Ei, și cum altfel să ții o femeie precum Cruduța lângă tine? Spunem asta pentru că după vacanța romantică din Brazilia, cei doi au zburat către o nouă destinație de vis, Ibița, Spania. Ah, și că tot vorbeam de zbor, ținem să vă spunem că prețul biletelor de avion l-au costat pe milionar 500 de euro. Și pentru că sunt doi oameni care se respectă, Daniela Crudu și bogătașul ei s-au cazat, bineînțeles, la un hotel de lux care l-a costat pe bărbat 1000 de euro pentru 3 nopți. Daniela Crudu știe să trăiască doar pe picior mare. Astfel, după ce au petrecut câteva zile de vis în Spania, unde au petrecut și s-au relaxat la malul mării, bruneta și iubitul ei au plecat într-o altă destinație. Mai exact, în Italia, la Florența. Și dacă în Ibița s-au distrat și au mers la petreceri, în Florența, cei doi porumbei au preferat să stea numai ei doi. Daniela și misteriosul bărbat s-au plimbat pe străzile Florenței, au vizitat atracții turistice și au mâncat o înghețată de la mama ei. Dacă în trecut Daniela a fost dezamăgită și a suferit din dragoste, acum se pare că diva a uitat de toate amintirile neplăcute. De departe, relația care a marcat-o pe fosta asistentă TV a fost cea cu fotbalistul Nil. Relație peste care părea că nu poate să treacă. Bărbatul pe care l-a iubit Daniela cel mai mult. Hai că știi. E, bineînțeles, pe Mihai. Popa. Cine e Mihai? Eminescu. Cine? Eminescu. Bravo, dacă, bravo. Dacă mai venea un răspuns de ăsta după pauză. Cine, mă, Nilă? Păi, pe cine? Da, normal. Cât nu cred așa. Atâtea sacrificii. Cine. Da, bravo. Asta ce spune? Faptele vorbesc. Mă gândesc că poate l-a iubit după el pe altcineva mai mult. Nu. Maricuța ăștia. E, nu, nu, nu. Bruneta sexy a tot încercat să se așeze la casa ei și, după despărțirea de Nilă, a ieșit cu mai mulți băieți de bani gata, dar ghinionul s-a ținut scai de Cruduța. Până acum, poate cine știe. De data asta o fi cu noroc pentru fosta asistentă păcătoasă. Există cineva în viața ta? Există, vine, pleacă, nu știu, gândește-te, măi băiatule, ce vrei. Hotărăște-te odată, că nu știu ce să fac, nu știu cum să te mai iau. Să fim fericiți. Păi, mereu sunt probleme. N-ai cum, știi, să n-ai probleme, știi? Dacă nu e cineva din lumea asta, înțelegi, și din altă lume, să înțeleagă toate filmările și evenimente și așa, tot timpul sunt probleme, știi? Și cel mai mult tot timpul cu gelozia.